Constantin Crețan, comunicator local pentru PSDI Gorj, spune că partidul istoric PSDI este un partid de stânga și are scopul de a elimina pe cei care sunt compromiși. Președintele coordonator al PSDI mai spune că Mircea Joana este locomotiva partidului. Este un partid istoric din 1947, partidul lui Vitel Petrescu, care s-a desprins din PSD-ul de atunci, un partid de stânga care are istorie. Și am vrea cât de cât să ne implicăm, dacă e posibil, să mai schimbăm clasa politică, să reușim să facem o reformare totală a clasei politice și în special să eliminăm pe aceia care sunt compromiși și care au probleme de natură penală sau altfel de comportamente politice care românească de a-și obține doar interesele lor personale. Bun, pe cine susțineți în cursa pentru prezidențiale? În cursa pentru prezidențiale susținem pe Mircea Joană pentru faptul că am făcut o analiză și este cel mai competent dintre toți. CV-ul dumnealui este clar. Un om care a condus NATO, un om care a fost ministru de externe, un om care a condus PSD-ul, arată valoarea lui Mircea Joană, care de fapt va fi locomotiva partidului nostru. Partidul Social Democrat Independent a fost un partid politic din România, înființat în mai 1946 de către o parte din foștii membri ai Partidului Social Democrat care părăsiseră PSD după congresul din decembrie 1945, neacceptând alianța cu Partidul Comunist Român hotărâtă la congres. Conducătorul partidului a fost Constantin Titel Petrescu, fost lider al Partidului Social Democrat. Partidul a fost reînființat în anul 2019 de către un grup de socialdemocrați plecați din PSD și a participat în alegerile europarlamentare din același an cu o listă completă de candidați.